Așa cum ne-a obișnuit la rubrica Viața în Armonie, coach Ștefania Filip vine de fiecare dată cu subiecte interesante, iar de data aceasta ne propune următoarea întrebare. Cum pot evolua fără a-i răni pe cei din jur? Încercăm să aflăm și noi răspunsul în cele ce urmează. Bine te-am găsit, Ștef! Bună, Dana! Mă bucur să ne revedem și să abordăm un subiect de interes destul de mare. Dar uite, chiar vreau să te întreb de unde ți-a venit ideea, că mă gândesc că întrebarea asta n-a apărut așa, pur și simplu, nu? Nu, n-a apărut chiar de nicăieri, atât din propriul meu proces de schimbare și de transformare și de evoluție, cât și din procesul clienților cu care lucrez. În urma workshop-ului pe care l-am avut pe data de 11 a 11, am promis că revin cu feedback, a fost minunat și am primit această întrebare. Bine, înțelegem noi că e important să lucrăm cu noi, să facem schimbări, să avem parte de acest proces de lucru cu sine de care tot vorbești tu, dar spune-mi cum fac când eu îmi doresc să fac o schimbare și apare din partea unor persoane dragi următoarea frază. Nu te mai recunosc, nu știu cine ești, ce ai făcut cu vechiul tău, vechiul, eu, nu? Vechiul eu, da. Da. Și este dificil și pentru cei din jurul nostru să accepte schimbarea. Cum facem? Și am zis, bine, hai să vedem cum reușim totuși, pentru că până la urmă fiecare avem ritmul nostru de transformare și conviețuim împreună. Și este important să avem în vedere și părerea celor dragi și modul în care îi afectează și pe ei. Da, uite, chiar vreau să te întreb, momentul în care tu începi și lucrezi cu tine și faci tot felul de lucruri spre a te descoperi, spre a te perfecționa, da, spre a trece la următorul și următorul nivel, da? Nu poți acum să stai să spui frână că eu nu vreau să impactez într-un fel pe ceilalți. Exact. Adică este lucrul tău cu tine, da? Da. Și clar, o să descoperi lucruri, o să vezi că te detașești și poate nu te mai regăsești în multe dintre activitățile sau lucrurile pe care le făceai înainte. Da. Poate schimbi și percepția. E un lucru bun ăsta. Cu siguranță, perfect adevărat și tot ce ai spus tu, așa se și întâmplă în practică. În schimb, mai apar următoarele aspecte. Și o să dau câteva exemple, spre exemplu, din zona nutriției. Îți propui să-ți schimbi regimul alimentar și brusc, să zicem, vine soția acasă, dragul meu... S-am gătit mâncarea ta preferată până acum. Da, da. Salată de varză cu... Cu ciolan afumat. S-a dus. Da. De mâine nu o să mai fie. Da. Ideea e că în practică întâlnim tot felul de situații și este nevoie să ne calibrăm și să ne adaptăm și contextul în care ne aflăm. Da, noi ne propunem să schimbăm și să facem și să menținem schimbările, dar ce te faci când ceilalți din jur se lovesc ca de un zid de această schimbare? Spre exemplu, în acest caz, că am dat în nutriție, este mai frecvent. O să se bosunfle nevasta, da? Și o să spună, eu am stat pentru tine 3 ore în bucătărie să-ți fac mâncarea asta, ești un nerecunoscător. Știi? Da. Și tu vii și mănânci salată. Bineînțeles că ne apropiem de perioada sărbătorilor și aici este un domeniu foarte vast și o să descoperim multe zone de acest gen. Da. Ce putem face este să comunicăm deschis cu cei din jur și să le acceptăm și ritmul lor de schimbare. Dacă noi suntem ok și ei observă acest lucru, o să accepte mai devreme sau mai târziu că este benefică în primul rând schimbarea pentru noi și poate că vor accede și ei la această schimbare și să zică, ok, poate de mâine voi mânca și eu ceea ce tu zici că îți face bine. Dar mai este un aspect, să și menținem schimbarea pe termen lung, pentru că dacă cumva din partea celor dragi sau celor apropiați nouă apare acest reproș, să-i spunem, întindem să nu mai continuăm călătoria noastră către, să le facem pe plac, către evoluție, să nu sufere, să nu-i rănim. Mereu spun că cel mai important este să comunicăm deschis și intervine dialogul ca în coaching. Înțeleg că această schimbare pentru tine este nouă și poate că te-a afectat într-un anumit fel și întreb persoana respectivă, te rog, spune cum te-ai simțit sau cum te simți. Și atunci observăm și felul lor, pentru că se spune că practic, schimbarea ce înseamnă? Noua noastră versiune moare ca să fie înlocuită de noua versiune. Și atunci, practic, e ca și cum persoanele din jurul nostru pierd o persoană dragă. Ca și cum pierd un prieten. Ca și cum pierd pe, nu știu, fiica pe care o știau până într-un anumit punct al vieții sau copilul pe care îl cunoșteau. Și le dăm și lor timpul necesar de schimbare. Pași mici, o altă strategie foarte bună este să facem pași mici împreună cu cei din jurul nostru, un plan comun. Spre exemplu, îți propui să faci mișcare și timpul petrecut cu cei dragi se scurtează, nu? Pentru că o să iei din timpul respectiv o oră și vii acasă și comunici. De mâine mă apuc de sport la ora 6.
Păi cum, că la ora 6 aveam alte planuri de făcut sau trebuia să facem, să mergem în vizită sau știu ce, joaca cu copilul. Și atunci e nevoie să explici motivul interior pentru care faci aceste lucruri. Uite, putem face în felul următor. O jumătate de oră facem împreună mișcare, un anumit joc și jumătate de oră mi-o dedic pentru mine. Este important să am timpul meu pentru mine, este important ca eu să fiu ok, ca apoi să vin către tine cu o stare de bine, pentru că altfel nici eu nu o să funcționez la parametri optim. Da, uite, când începi acest proces de lucru tu cu tine și de creștere, ar trebui să fii asumat că s-ar putea să-ți pierzi persoane pe care tu le considerai prieteni, pentru că poate la un moment dat nu o să mai rezonați. Da. Te gândești și la asta când pornești pe acest drum? Cu siguranță este un alt aspect de luat în considerare când vine vorba de schimbări. Așa cum ai spus, urcăm pe o treaptă a evoluției și fiecare nivel aduce cu sine noi provocări, deschid uși, se închid uși. Cercul de prieteni se schimbă și știm cu toții că viața ne oferă diverse contexte în care cunoaștem oameni noi și nu mai păstrăm legătura cu anumite persoane. Mi s-a întâmplat personal să trec prin aceste schimbări. Fascinant este că atunci când noi suntem în regulă cu noi, în armonie cu noi, întâmplarea face că putem să ne intersectăm cu persoane din trecut de care nu mai aveam legături sau interese comune și să descoperi în persoana respectivă zone de interes și să zici: oh, wow, nu credeam că tu... Să te întâlnești la un curs de pictură, spre exemplu, de dans și zici: oh, nu credeam că ești pasionat de dans. Ia uite, și eu am descoperit o nouă pasiune. Și după câțiva ani zici: uite cum universul ne-a făcut sau viața ne-a pus în același context. Nu credeam că voi ajunge să fac lucrul ăsta. Nici eu. Deci cumva, da, există posibilitatea ca anumite persoane să iasă din viața noastră. Important este să realizăm că totul este spre binele nostru suprem. Dacă blocăm acest proces de evoluție, pentru că, de fapt, asta este o consecință a faptului că de teamă de a nu-i răni pe cei din jur, nu mai faci schimbarea. Nu avem cum să fim ok nici noi cu noi. Fiecare are un scop, un sens. Dacă noi nu ne ducem într-acolo și să ne îndeplinim această menire pe care o avem, nici celor din jurul nostru nu le facem o favoare sau un bine, pentru că automat noi nu o să fim ok cu noi, nu o să fim în regulă. Ceea ce le oferim lor este o persoană plină de frustrări, pentru că, din păcate, asta am observat în practică. Vin către mine și îmi spun: uite, am avut visul acesta, am renunțat la el de teamă de a nu-i face pe cei din jur să sufere, sau mi-am dorit toată viața să fac X lucru, nu l-am făcut de teamă de a nu-i răni pe cei din jur, sau am renunțat la mine sau la ceea ce, fie pe plan profesional, fie pe plan personal, social, și m-am dedicat unui scop din viață și acum simt că nu mai pot sau că nu mai am timp sau că am îmbătrânit, nu mai am resurse. Schimbările, și un alt aspect important, este că le putem face oricând. În cadrul workshop-ului am avut persoane de diferite vârste și nu are legătură cu vârsta. Persoane tinere care poate nu aveau încredere că pot să o ia pe un drum sau să facă anumite schimbări, și persoane trecute de o anumită vârstă, să zicem așa, care au zis: da, uite, eu la vârsta de 50 de ani plus m-am apucat și mi-am schimbat job-ul și uite ce am făcut. Și era un exemplu pentru cei mai tineri. Important este să realizăm că noi putem fi exemplu și pentru cei din jurul nostru și astfel și pentru cei dragi, să le dăm timp, ca poate și ei vor veni după noi. Și apropo de conștientizări, apropo de workshop-ul tău, ce conștientizări au avut participanții? A fost foarte interesant să citesc feedback-urile, pentru că e ca și cum fiecare a avut parte de propriul curs. Da, fiecare a văzut altfel, a simțit altfel. A simțit și a trăit, da, altfel. Da. Tema fundamentală în cadrul workshop-ului a fost relația cu mama și, bineînțeles, și schimbările pe care le aducem în relație cu mama și în relația cu proprii noștri copii. Îmi spunea o participantă că principalul obiectiv a fost relația cu mama și copilul subsidiar. Este ca și cum fiecare este ca o carte și să nu judeci cartea după copertă. Pentru că a descoperit, lucrând cu ea, și-a înțeles-o mult mai bine pe mamă și de ce a făcut anumite alegeri, nu o mai judeca atât de mult. Bineînțeles că e un proces și nu reușim în 4 ore, cât a durat, spre exemplu, evenimentul, să vindecăm, să integrăm, să acceptăm tot ce s-a întâmplat într-o relație de
poate 30-40 de ani. Însă e un punct de plecare și este o schimbare și de acolo lucrăm cu noi și avem niște instrumente, pentru că participanții au plecat și cu niște tehnici pe care le pot face acasă. Și alte persoane, spre exemplu, au conștientizat că armonia lor depinde doar de ei, de propriul lor, de propria lor nevoie și necesitate, nu de cei din jur. Mereu au spus că nu am timp să fac ceva pentru mine pentru că am nevoie de familie, am nevoie să-mi duc timpul în profesional. Și până și-au dat seama, nu, doar de mine depinde. Au făcut un exercițiu roata vieții, spre exemplu, care l-am prezentat și în emisiune și au realizat cât timp pierd, spre exemplu, gândindu-se doar la ce n-au putut face sau la ce ar putea face. Mintea, pentru că era dusă în alte activități, nu mai vorbim de social media sau da, de da, altceva. Da, dacă stai pe Facebook sau nu, cine știe nu, ce nu, faci, nu, da. Nici măcar. Pur da. Și simplu, erau ancorați fie în trecut, n-am putut să fac lucrul respectiv, sau în viitor, mi-ar plăcea să fac. Și în acest scenariu al minții se pierdea foarte mult timp. Practic nu mai acționai, de fapt. Tu erai pendulai așa, erai când da. În trecut, când în viitor și tu, de fapt, îți ocupai timpul aici da. Cu altceva când puteai să acționezi. Și am o strategie care nu dă greș niciodată, o să dau așa puțin din casă. Bineînțeles că impactul e mult mai mare când lucrezi și ești acolo în energia respectivă, însă e preluată din coaching 3 pași pe care poți face în prezent pentru a schimba ceva în acest moment și care depind doar de tine, nu de cei din jur. Bineînțeles că fiecare participant a notat alți pași. Eu am spus clar pentru acum, pentru prezent. Mulți erau din viitor. 2024, aprilie, martie, după ce o să iau diploma respectivă, după ce o să termin cursul respectiv, după ce o să mă duc și o să vorbesc cu familia sau știu ce se mai întâmplă acolo. Și eu am spus clar 3 pași pe care îi poți face aici și acum, în prezent, tu cu tine. După care, analizând situația, și-au dat seama că, de fapt, singuri își puneau limite, singuri se blocau în a ajunge în acel obiectiv. Și mai este un aspect legat de schimbări și de a nu-i răni pe cei din jur. Exteriorul, tot timpul, ne va arăta cumva, într-o măsură mai mică sau mai mare, ce este în interiorul nostru. Dacă o persoană din exterior, într-un moment din viață, vine și ne vorbește despre faptul că poate n-ar fi tocmai ok să mergem într-o direcție, înseamnă că, într-un fel sau altul, noi suntem nesiguri pe noi. Avem o incertitudine. Oare fac bine dacă merg acolo? Oare e bine dacă fac schimbarea aceasta? Și să le mulțumim mesajelor care vin către noi și să privim tot ceea ce se întâmplă ca un mentor, ca un profesor. Ok, mi-a zis prietenul că poate ar fi mai bine să mă gândesc. Hai să analizez puțin situația. De ce a zis lucrul acesta? Poate este vorba de neîncrederea pe care o am în mine? Sau poate chiar nu este ok să merg în acea direcție și a tras un semnal de alarmă? Tot timpul să ne raportăm la interiorul nostru și să vedem ce anume ne transmite exteriorul. Îți mulțumesc tare mult, Ștef, pentru acest subiect foarte interesant și de-abia aștept să ne revedem aici, tot între prieteni, la rubrica Viața în Armonie, cu un alt subiect așa frumos, cum ne-ai obișnuit tu de fiecare dată. Ne pregătim de sărbători. Ne pregătim, da? We jingle bells. Mulțumesc tare mult. Mare drag. Te aștept cu drag. Iar acum, dragilor, vă invit să urmărim împreună un material tare interesant și să aflăm cine este în spatele conceptului de all inclusive. The temperature's just right for two. Slowing down the pace together so you can finally catch up. Mulți români adoră să meargă în resorturi all-inclusiv din Turcia, Grecia sau din destinații mai îndepărtate. Și nu doar românii sunt cei care iubesc acest sistem în care plătești un sejur și ai totul la îndemână, cazare, mâncare, băutură, servicii, facilități și distracție. Ideea de vacanțe all-inclusiv aparține fondatorului companiei Club Mediterane, Gerard Blitz, care la mijlocul anilor 50 a pus în practică sub deviza A Place to be Happy acest concept turistic. Primele vacanțe de tip all-inclusiv s-au desfășurat în corturi comune, iar locația nu dispunea nici de electricitate și nici de apă. Oaspeții dormeau în corturi pe plajă, împărțeau mâncarea existentă și se distrau făcând sport și diferite activități. În anii următori au început să apară diferite sate de vacanță peste tot în zona Mării Mediterane. Corturile au fost înlocuite cu clădiri, iar Club Med a fost astfel recunoscut pe piață
ca și un club exclusivist de vacanță. Succesul a venit instant, iar firma franceză este în prezent prima companie de resorturi în sistem all-inclusiv din lume. A fost primul tur operator care a propus încă din anii 50 destinații de vacanță de vară în afara Europei, precum Tahiti, Israel și țările Maghrebului. Pe măsură ce timpul a trecut, Club Med a devenit cunoscut ca furnizor de pachete de vacanță all-inclusiv pentru cupluri, familii și grupuri de prieteni. Modelul a prins rapid și în anii 70 și 80 au apărut zeci de replici ale conceptului Club Med în întreaga lume, din Caraibe și Mexic în Asia de Sud-Est. În anii 90 și 2000, turcii nu au făcut decât să preia conceptul de all-inclusiv și să-l ducă la un nivel apropiat de perfecțiune. Două dintre cele mai importante și frumoase momente din viața noastră sunt și cele mai stresante. Ne referim, bineînțeles, la nuntă și la sarcină. În amalgamul de emoții și de trăire avem nevoie de oameni ghid care să ne facă viața mai ușoară. Și unul dintre ei este invitata noastră, Alexandra Cozac, care a pus la punct un produs complex ce ajută la organizarea nunții și a etapelor prin care trece o gravidă. Hai să aflăm mai multe. Bine te-am găsit, Alexandra! Mă bucur tare să fiu astăzi aici. Și eu mă bucur și de-abia aștept să vedem așa de la ce ai pornit și cum te-ai gândit tu să faci ca aceste lucruri să se întâmple și să vină în ajutorul celor care, uite, au de planificat o nuntă sau graviduțelor care se gândesc așa cum să facă această perioadă mai ușoară. Te-ai gândit la două produse, nu? Inițial a fost un produs și apoi l-ai derivat și pe celălalt, nu? Așa s-a întâmplat. Da, a fost cumva, n-a pornit firesc. Toată lumea pornește, am o idee, haide să încep un business. Eu aveam la momentul respectiv un business cu papetărie pentru evenimente și cumva natural a venit acest planner pentru organizarea nunții. M-am gândit să le ofer un produs complex care să-i ajute să se concentreze puțin mai mult și pe proces, nu doar pe ziua nunții, că noi ne ajungem la ziua nunții totul frumos, exact, da, atunci, ne și nu ne gândim la procesul acela care e încărcat cu foarte multe amintiri frumoase, până la urmă și e păcat să le ratăm, așa că am gândit un produs care, odată să ne ajute să trecem cu mai puțin stres prin ele, pentru că e bine gândit pe etape, în așa fel încât să nu ratăm nimic, și doi, ne rămâne și o amintire foarte frumoasă, pentru că odată ce ai scris acolo toate lucrurile alea, vei reveni la ele, e un moment cu o încărcătură emoțională fantastică și practic revii la ele și te bucuri încă o dată de așa ce ai trăit. Așa este, plus că de multe ori, așa cum spuneai și tu, când te concentrezi la ziua nunții, practic tu nu mai trăiești, tu nu mai trăiești emoțiile alea frumoase, pentru că tu trebuie să stai să te gândești: măi, am uitat ceva, ce mai am de făcut, dar oare invitații se simt bine, dar oare a venit toată lumea, dar masa când sosește, dar așa. Pentru că ești un mini-organizator, este... da, asta se întâmplă și nu toți exact au veleități de organizator. Da. Și da, o să vezi o mireasă stresată, un mire care nu știe ce să mai facă să o împace, că așa se întâmplă, nu? Când de fapt realitatea trebuie să fie altfel. Ar trebui să fie puțin diferită, pentru că ziua nunții, oricât de minunată și de puțin stresantă să presupunem că ar fi, trecea atât de repede, așa este, încât chiar ar fi indicat să ne bucurăm de mai multe lucruri și să stăm mai puțin stresați în ziua respectivă, că până la urmă nu o să știe absolut nimeni ce a fost în capul nostru, corect, că am vrut flori de altă culoare, că fețele de masă nu sunt perfect călcate, nu se uită nimeni, atâta timp cât există bună dispoziție, oamenii se simt bine la nuntă. Sau că ai uitat coreografia, știi cum e? Da, ce știa cineva care este coreografia, exact, nu? Exact, ce iese în ziua aia este minunat. La finalul plannerului pe care l-am creat, chiar este o scrisoare pe care ei să o deschidă cu o zi înainte de nuntă, unde din nou le mai aduc aminte încă o dată să stea liniștiți și relaxați. Da. Măi, a fost fantastic reacția pe care am primit-o din partea clienților, pentru că și-au făcut poze, s-au filmat citind cu lacrimi în ochi, adică mi-a mers așa la suflet, da, m-a emoționat foarte tare și mă bucur că reușesc să le aduc un pic de bucurie și mai puțin stres. Cât timp ți-a luat și vreau să ne și arăți așa să vedem această agendă sau acest planner, da, cum îi zici tu, da? Planner sau da? Agendă, da, mai popular cunoscută, dar e mai mult decât o agendă. Cât timp ți-a luat să faci acest produs? De când ți-a venit ideea până când, uite, ai ținut așa prima oară în mâini?
Ideea mi-a venit de mult. Dar ideea... lasă că e bine că a germinat acolo. Exact, da. Ideea mi-a venit când mi-am organizat propria nuntă în 2010, dar n-am reușit să-i dau glas atunci. Atunci am avut un caiet, practic, pe care mi-am făcut eu o structură și când a venit momentul, când am spus ok, haide că uite, ăsta chiar este un produs care ar merita testat, m-am folosit de structura aceea, am căutat mult pe internet, am vorbit cu wedding planneri, în așa fel încât să aibă o structură practic gândită pe capitole. Ia frumos. Să ne povestești, apropo, care sunt capitolele, da? Prin ce trecem așa? Păi începem prima dată, începem cu ceva fun, ca să ne distrăm. Da, așa e bine. E un quiz aici, descoperim ce rochie este potrivită pentru noi, așa, ca să intrăm un pic în plan and have fun, care este și motoul acestui produs. Știi că de multe ori miresele când se duc să probeze rochii, multe se duc așa, au o idee, dar nu știu exact care e rochia, nu, pe care exact. Și-o doresc. Și încep și probează și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Îmi place și asta, îmi place și asta. Devine deja foarte greu. În momentul în care ai probat 20 de rochii, e foarte greu să-ți alegi o rochie. Așa că e foarte bine că ai făcut acest da, quiz. Ce mi-am dorit eu foarte tare, merge pe capitole, da. La modul că 12 luni înainte de nuntă, 9 luni, le explic că sunt miri care, de exemplu, se organizează cu 2-3 ani înainte. Este perfect ok. Da. La fel, dacă mă organizez cu 4 luni înainte, este perfect ok. Ideea este să trec prin etapele astea, să văd de care am nevoie, că poate sunt lucruri pe care chiar nu vreau să le fac la nunta mea și este perfect în regulă. Corect. Trece și prin parte de tradiții. Dacă vrei să păstrezi sau nu tradiții. Exact, da. Dacă unii vor nunți mai moderne, unii vor nunți tradiționale. Înțeles. Da. Și este absolut în regulă, dar ideea este să știi ce vrei. Să știi ce vrei. Așa. Și cumva le și sugerez dacă simt că nu fac față unui eveniment atât de mare și stresant să lucreze cu un wedding planner. Dar feedback-ul pe care l-am avut de la wedding planner este că e foarte bine când vine o mireasă care are plannerul meu, pentru că deja are o structură și deja știe ce să ceară, în așa fel încât să lucreze mult mai ușor. Ușoară, da. Exact, da. E că au și un capitol despre cum se lucrează cu furnizorii, cum să le dea informațiile, să uite, când alegi nu-i bombardeze. Când alegi florile, exact, când mai știu eu ce faci, da. Cât bem la nuntă, ce bem? Poate vrei band, poate vrei dansator, poate vrei momente exact. De magie, poate vrei să faci spectacol, știi cum e? De vor să facă spectacol toate. La nuntă, da? Adică e mai mult un show pentru participanți, că așa se întâmplă. Acum știi da. Cum e, nunțile sunt diferite în funcție da. De personalitățile noastre. Important este să iasă ceva ce ne dorim și mai important este să ne bucurăm de momentele astea. Așa este. Nu uităm că sunt, până la urmă, și despre noi, nu numai despre bucurie invitaților. Așa este. Deci au tot ce au nevoie, nu știu, au și un mic jurnal la final și un colț de desenat ca să se streseze mai puțin. Acolo e colțul de destresat, nu? Exact. Începi și măzgălești da, acolo, da, nu? Da. Ce frumos te-ai gândit la toate lucrurile. Și uite, așa a venit natural și celălalt produs, nu? Da. La cât timp a apărut după ce i-ai dat drumul acestuia? La 2 ani. La 2 ani. La 2 ani a venit și acesta cumva natural, pentru că născusem deja primul meu băiețel. Când am trecut prin prima sarcină, eram destul de tranșant așa și mă gândeam, zic, vai, vreau să fie un produs care să vă atragă atenția, că se naște prea mult prin cezariană la noi și că, uite, nu știm anumite lucruri și păcat. După care, după a doua naștere, mi-am dat seama că nu aș vrea să mă duc în direcția asta, pentru că, până la urmă, este o decizie personală, că îmi doresc să aduc toate informațiile posibile extrase din cele mai recente studii și decizia să fie a mamei, da. Pentru că este absolut firesc să se întâmple așa. Ba chiar din contră, de multe ori se întâmplă să-ți dorești să naști natural, să, nu să ai toate datele și să nu poți. Da. Din X motiv și este perfect în regulă, pentru că dacă trecem în partea cealaltă ne apucă depresia exact. Post-naștere. Dar cumva mi-am dorit foarte tare să fie foarte clar că ce mi se pare că se știe mai puțin la noi este că dacă naștem prin cezariană e mai ușor și nu e așa. Nu, e practic o operație practic prin care treci. Practic mutăm puțin. Da. Dacă la nașterea naturală ți-e greu înainte, dar da. După aceea ești bine, da. La cezariană e ușor, e ușor pe exact. Loc, să zicem, da. Și după aceea e mai dificil. Da. Tot ce înseamnă recuperare, grija față de copil, pentru că ești și tu acolo, ești rănită exact. Practic, adică nu ești în formă. Mai greu. Ți-e greu da. Și să duci copilul în brațe, da. Să te apleci, să faci tot felul de treburi, e normal. Așa că trebuie să cântărești foarte bine aceste exact. Două variante atunci când alegi. Și cum ai structurat produsul?
Are tot așa o parte de fapt o parte introductivă despre sarcina sănătoasă, ce trebuie să faci ca reguli generale, ce mănânci, cum dormi, ce înseamnă poftele pe care le ai, că mi-e poftă de ciocolată, ok, ce înseamnă pofta de ciocolată, nu? Exact, nu da. Mai este vorba aia, poftesc pentru doi, trebuie să mănânc, nu este așa, hidratarea, cum se face hidratarea corectă, nici eu nu știam că de fapt, dincolo de necesarul de apă, sunt și fructe și legume care ne ajută și care ar fi bine să, pe care ar fi bine să le consumăm în perioada respectivă pentru a echilibra lucrurile. Mai bună, da. Exact. Așa este. Așa, parte de dietă, de sport, stres, cât, cum călătoresc, ce pot să fac în sarcină, după care merge pe trimestre. Schimbările aferente, nu? Fiecărui trimestru? Exact, cu câte un to-do list, ce am de făcut în fiecare trimestru, ce controle, ce nevoi speciale mai am. Are și zona de, efectiv, de organizare în care îmi trec săptămâna, greutate, m-am plimbat, nu m-am plimbat, ce am făcut. Plus, evident, lucruri care îmi rămân în amintire, cum am simțit în poate perioada prima respectivă. Poate ecografie, poate prima morfologie. Da? Da, după care are o secțiune de plan de nașteri și aici am mers mult pe cum îmi aleg doctorul, cum îmi aleg spitalul. Sunt vreau multe rezerve. Exact, vreau, sunt foarte multe cărți la noi sau jurnale, agende de sarcină aduse din afară, unde sunt absolut extraordinare, dar sfaturile nu se potrivesc cu ce avem noi și mi-am dorit cumva să fie ancorat în ceea ce trăim noi până la urmă, să ne fie cât mai de folos. Ai și lista aceea celebră care circulă și pe internet în grupurile de mame cu lucrurile pe care trebuie să le duci când te naști, cu tot, tot băgăjelul, da? Dar știi ce am observat? Că mi se pare că punem foarte mult accent și multă presiune pe noi, nu cumva să uităm ceva sau vin cu bebelușul acasă să am absolut tot ce-mi trebuie, că dacă nu am ce mă fac. Da. Dar nu mai trăim în perioada aia în care ce mă fac. Avem nu prea mi se mai întâmplă asta. Da. Am intrat pe un site repede, am făcut comandă, exact, îmi ajunge la două ușă. Ore acasă. Adică nu mai sunt descoperit cum eram odată. Da, îl trimis pe tati, știi? Da, putem răsufla ușurați, că dacă e ceva ce am uitat, putem cumpăra foarte ușor. Și apropo de disperarea asta, știi, de a avea totul pentru bebeluș acasă pregătit, poți să mai lucruri pe parcurs, adică nu trebuie să iei toată casa de la început, adică dacă are o lună sau nicio lună. Sunt câteva lucruri de care ai nevoie, dar sunt în realitate destul de puține. Ca să aduci un bebeluș acasă, nu ai nevoie de foarte multe lucruri. Așa este, și după aceea să le ai în vedere, să le iei în tihnă, cu răbdare, că din nou e o perioadă foarte stresantă și încărcată emoțional. Și mi se pare tot așa că punem noi femeile multă presiune pe noi. E și emoțional încărcată și pentru faptul că hormonii săraci trebuie să se regleze și ei acolo. Evident, dar noi trebuie să luăm niște decizii foarte importante. Normal. Plecăm de la servici, când ne întoarcem, senzația aceea că nu-ți mai găsești locul, că ai poate pierzi ceva, ce se întâmplă când te întorci. Deci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă cu noi atunci. Și e păcat să punem presiune, e bine să ne uităm cu mai multă blândețe și înțelegere și noi, între noi, așa. Așa este, da. Noi, mamele, cu noi mamele, e important să fim blânde una cu cealaltă. Când, unde găsim aceste produse, apropo? Și cum se pot comanda? De pe site-ul tău ai un de site? Da, site-ul meu se numește ladycoza.ro, este brandul sub care apar toate plenările create până acum. Și, ce să zic, sunt mai bune de făcut cadou acum, cât se tot apropie sărbătorile. Păi și nunțile o să se apropie așa de la începutul anului, o să înceapă lumea să caute probabil locații și așa mai departe, așa că o să aibă nevoie de sfaturi din partea ta. Zim dacă te mai gândești, uite, pentru la anul, la vreun produs, dacă mai născocești ceva, dacă ți-ai făcut mai am așa planuri, da? Făcute, mai am un produs pentru profesori, pentru activitatea lor la clasă și am o colecție generală de plenere, de organizare zilnică și organizare și planificare. Sunt în două formate și cu copertă grafică diferită ca să fie în funcție de personalitatea fiecăruia. Și da, mai am în minte și alte produse și lucrez și pentru alte companii care vor genul ăsta de produse intern sau extern să le vândă la rândul lor, așa că nu sufăr de creativitate și mă ajută foarte mult studiile, îmi extrag foarte multe informații de acolo. E foarte frumos și uite, designul l-ai făcut tu, te-ai ocupat tu de design, e amprenta ta 100% acolo, exact. Nu? Și pe conținut produs, și design, mi-e mult mai ușor să le gândesc eu, inițial am vrut să lucrez cu un designer
și nu contez că n-aș fi găsit un designer priceput, dar e foarte greu să transmiți ceea ce vrei să faci, pentru că trebuie să armonizeze foarte bine grafica cu textul și să te asiguri că spațiile pe care le lași sunt suficient de generoase, pot să scrie tot ce au nevoie acolo. Și chiar și mie mi s-a întâmplat de la o ediție la alta a produselor, de exemplu agenda de sarcinare, acum 11-a ediție de când este pe piață, deja s-au vândut aproape 11.000 de exemplare. Practic, de la fiecare ediție eu am mai schimbat și rearanjat în funcție de cum am simțit, ce feedback-uri am mai primit, le-am mai așezat puțin în așa fel încât să fie de ajutor și mi-e mult mai ușor să le gândesc singură din ambele perspective și slavă Domnului că mă descurc binișor la ambele. Deci... Le-ai dus și la târguri, okay. Apucați să mergi la târgurile de profil, te-ai gândit și la asta? Am avut o primă experiență care n-a fost minunată, a fost în business. Ce-ai zis, mai bine așa, nu. Contest că nu o să, adică nu mă gândesc că gata, am încheiat acest capitol, cel mai probabil o să mai merg, dar a fost chiar la început, cu prima ediție. M-am dus la târgul de nuntă, mi-a spus organizatoarea o să vină 10.000 de mirese, de viitoare mirese. Am zis, mamă, ce fac eu cu 1.000 de bucăți? Păi astea se vând așa, ca pâinea caldă, n-am ce să fac cu ele. Da. Câte crezi că am vândut? 500. 20. Și asta pentru că produsul la momentul respectiv în 2015 era nou pe piață, nu știa era pregătită nimeni. Piața probabil pentru produsul tău. A trebuit să stau tău. Să-l arăt, da, să-l răsfoim, da, da. Să povestim, nu știau dacă n-au nevoie de el. Da. Așa că a durat ceva. Fain, foarte acum fain, e, povestea stabilit, mi-a plăcut. E așezat pe piață. Implementat în rădăcină. Exact. Îți mulțumesc tare mult, mi-a făcut plăcere să vii la noi și să povestim și bineînțeles că te așteptăm cu drag, uite, când mai lansezi astfel de produse, să vii să mai povestim împreună. Mulțumim. Vin frumos. Cu drag, m-am simțit fix așa, ca între prieteni. Mă bucur tare mult, mulțumim frumos, mulțumim. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.